Depresia este o tulburare a dispoziției care provoacă simptome ce afectează modul în care o persoană simte, gândește și gestionează activitățile zilnice. Somnul, munca și obiceiurile alimentare sunt afectate. Pentru a fi diagnosticat cu depresie, simptomele trebuie să fie prezente în cea mai mare parte a zilei, aproape în fiecare zi, timp de cel puțin două săptămâni. În lume, 5% dintre adulți sunt afectați de depresie conform Organizației Mondiale a Sănătății. Azi, când ești trist, zici că ești în depresie. A devenit comun să auzi asta la cei din jur. Eu nu prea spun des că sunt în depresie. De obicei, dacă sunt trist, dau vina pe faptul că nu am făcut destule în acea zi. Pentru că, dacă muncesc foarte mult, am și o stare aparentă de utilitate care îmi dă la rândul ei o stare de bine. Doar că uneori, oricât de mult aș munci, această stare de bine nu mai există. Ce apare în schimb e o stare de nemulțumire. Nemulțumire că n-am muncit destul sau că nu sunt acolo unde aș vrea să fiu în viață sau că nu am ceva anume. Și ca să agravez situația, intru pe social media. Nu vreau să-mi agravez intenționat dispoziția, că nu știu dacă e tot timpul depresie, dar intru pe social media și invariabil văd pe cineva care a reușit în viață sau pare fericit. Zic pare pentru că dincolo de ecran nu mai persoanele respective știu cum e viața lor adevărată. Dar pun pariu că nu e roz tot timpul și că pe social media aceștia pun doar momentele în care par fericiți. La naiba nu pot să-i condamn pentru că și eu fac la fel uneori. Canalul ăsta de YouTube e o excepție pentru că aici mă vezi și în perioadele mele mai puțin bune. Fie că mă uit pe Facebook, pe Instagram sau mă uit la statisticile YouTube de 11 ori pe zi, sănătatea mea mentală are de suferit. În fine, mai nou intru și pe Reddit. Dacă nu știi ce e Reddit, e ca un fel de forum în care se discută despre orice. Și aici văd oameni care sunt nemulțumiți de viața lor. Unii au chiar tot ce și-ar putea dori, mașină, familie, un job bun, dar totuși simt un gol în viața lor. Și atunci stau și reflectez și îmi readuc aminte că așteptările de la viață te pot face ori nemulțumit, ori împlinit. Dacă te aștepți să ai tot timpul mai mulți bani, vei fi tot timpul nefericit pentru că nu ai destui. Dacă nu ești mulțumit cu viața pe care o duci, poți fi fericit chiar dacă în ochii celorlalți poate că nu ești o persoană de succes. Dar depresia de multe ori nu ține cont de aceste lucruri. Nu ține cont de nimic, de fapt. Poți fi cel mai de succes om de pe pământ și tot poți să ai depresie. Dacă se întâmplă asta, caută ajutor specializat, pentru că depresia poate fi învinsă. Mergi fie la psiholog sau psihoterapeut, fie la psihiatru dacă ai nevoie și de medicamente pe lângă terapie, dacă îți permiți. Pentru că asta e o altă realitate dură, cel puțin în România. Nu toți își permit să meargă la psiholog din punct de vedere financiar. Asta presupunând că ai reușit să treci peste rușine asociată cu bolile psihice. Și cum văd că și tu stai pe social media ca și mine, pentru că dacă ai ajuns să vezi video ăsta, probabil că ești pe YouTube, dă-mi un like. Dacă toate să-mi fie afectată sănătatea mentală, măcar să-mi fie afectată în bine. Mersi și gânduri bune să ai! chiar dacă nu o să fie posibil întotdeauna.